Pentru că președintele României este Traian Băsescu. În momentul în care noi vorbim, a băgat capul în poză. Vă așteptați că nu bagă capul în poză? Nu. Eu mă așteptam că da și o să-l bage în continuare, așa cred. Astăzi l-a băgat grav de tot, a venit și ne-a explicat tuturor cum stă treaba și cu ambasadorii și cu miniștrii și cu urmările penale și în general cam cu toate. După care, în mod absolut firesc, s-a dus la carul cu bere, normal, la o cârciumă cu, evident, Elena Udrea. Foarte bine remarca domnul Gâdea la începutul emisiunii Sinteza Zilei. Așa și-a început mandatul, ducându-se la o cârciumă, așa și încheie mandatul. Practic, e o dovadă de continuitate în ceea ce îl privește pe Băsescu. Important, totuși, astăzi, ce ne spune domnul Băsescu în legătură cu votul din diaspora. Știți că mai nou, nu e, adică mai nou, de vreo 3 săptămâni încoace, nu există alt subiect. Situația față de 2009 este mult îmbunătățită cu privire la votul din diaspora. În 2009 n-am văzut niciun fel de isterie, dar n-am văzut niciun fel de preocupare, nu că isterie. Astăzi nu se mai poate trăi. Dintr-o dată am descoperit apa caldă, este nebunie, este nevroză în România de 3 săptămâni. Doamne, dar nu se poate, dar este inadmisibil, așa ceva, și frâng mânuțile. Tot felul de cetățeni dintr-o dată care au descoperit dreptul la vot, în 2009 nu-l descoperiseră, dar în 2014, dintr-o dată... Bun. Și a ieșit domnul Traian Băsescu astăzi și a vorbit domnul președinte al României. Domnul președinte a ales, după ce ieri, împreună cu domnul Blaga, comeseanul, prelua puterea în România, ei, PNL, el fiind președintele ales, adică mă așteptam să se comporte ca președinte ales, nu ca președinte PNL, în sfârșit, nu mai luăm de la capăt, avea alte treburi, președintele ales, a venit președintele în funcție și a zis, bun, ce a zis? Uite, de exemplu, despre votul din diaspora. De la momentul închiderii votului am cerut informații de la toți ambasadorii. Am primit în copie toate solicitările făcute premergători începerii campaniei în timpul și între cele două tururi. Toți ambasadorii Paris, Londra, Roma, Madrid au solicitat prin MAE mărirea numărului de secții de votare. Aș vrea ca românii să știe că ambasadorii au informat corect asupra nevoii de mărire a numărului de secții, inclusiv ambasadorul de la Berlin. Dacă e ceva de reproșat, nu e pentru ambasadorii noștri. Asta zice președintele României, în funcție, nu? Pe baza, înțeleg că nu ne-a arătat hârtiile, dar a invocat aceste hârtii. Uite, vreau să tipăresc chiar acum Iohannis, ambasador. Ia să vedem. Ce a zis președintele ales al României? A zis în felul următor. Dânsul n-a avut niciun fel de cuvânt până în momentul de față, domnul Iohannis, în calitate de președinte ales pentru cele 5 milioane de oameni care au votat împotriva lui. Nicio referire. A avut alte referiri cu privire la cei care au votat împotriva sa? Nu. Atunci, bine, rămâne cum am stabilit. Mesajul lui Iohannis către Băsescu, uite, aveam aici o știre de pe ziare.com, deci site băsist adevărat sau iohanist, că ați observat că propaganda băsistă este identică, da, cu propaganda iohanistă. Convins cum va evolua propaganda asta iohanistă după ce domnia sa va deveni președinte, după ce va trece de hotărârea Curții Supreme. Bun. Ce, Klaus Iohannis îi cere lui Traian Băsescu să retragă ambasadorii și consulii din țările unde au fost probleme la secțiile de votare. Se întâmpla... Cineva trebuie să plătească cu funcția. Rog președintele în funcție să analizeze această situație, să recheme pe post pe cei care nu au gestionat corespunzător situația. Este un gest minimal să fie retrași ambasadorii și consulii de acolo unde românii au fost umiliți. Publicat pe 17. Noi suntem deja în 19. Bun. Domnul Băsescu, președintele în funcție, a venit și a zis, păi, ăia solicitaseră.